tragedie în muzica populară după ce interpretul de muzică populară și profesorul, Marcel Chipăilă, s-a stins astăzi din viață la vârsta de 50 de ani. Cu câteva zile înainte de ziua sa de naștere, tristul anunț a fost făcut de apropiații profesorului, dragul meu prieten Maricel, o stea muzicii populare, un interpret cu foarte mult bun simț, cum rar întâlnești în lumea noastră a cântăreților, ne-a părăsit mult prea devreme pentru a cânta în corul îngerilor. Bunul Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag, vor rămâne doar amintirile frumoase petrecute la nenumărate concerte, apariții TV. Sincere condoleanțe familiei, a transmis un apropiat al interpretului. Artistul a promovat cântecul popular în cadrul a numeroase festivaluri și emisiuni televizate, dar se ocupa și de pregătirea tinerilor talentați care își doreau să cânte. Marcel Chipăilă a ales să se dedice muzicii populare încă din vremea adolescenței, atunci când a pășit pentru prima dată pe scena unui festival, Comorile Vrancei, unde a și luat premiul întâi. Debutul promițător l-a încurajat ca de-a lungul timpului să participe la numeroase concursuri în cadrul cărora a reușit să impresioneze atât publicul, cât și juriul prin interpretare, dar și prin ținută. Marcel Chipăilă a fost profesor de muzică și discipline economice la grupul școlar Mărășești.